Păi prima dată mă atrage culoarea. Înainte de subiect, înainte de a ajunge în interiorul lucrării, de a fi acaparat, de a fi introdus lăuntric, sunt furat de culoare, sunt furat de tot ce înseamnă zona aceasta de construcție. Aproape zidești. Îmi poți spune cine e ceva de subiect? Este o temă urbană, uh-huh. E proiectul se numește Vedere de Sus și are această caracteristică a omului în spații urbane, în mișcarea asta, în habitatul ăsta urban, care îl deconstruiește și el seara se realcătuiește pentru a-și regăsi identitatea. Un om într-un spațiu deconstruit. Și omul e deconstruit și spațiu. Și în același timp aici apare și ideea de lumină și ideea de parcurs, pentru că undeva în colț acolo sus sunt niște scări. Și uh-huh. Un fel de traiect, un fel de sorb, un fel de șansă. Uh-huh. Și într-un fel, dacă pot să forțez puțin lucrurile, suntem atrași spre lumină. Exact. În tot acest conglomerat, în toată această nebunie, în tot acest vârtej, dacă suntem atenți, dacă folosim arta cum trebuie, putem să ne îndreptăm spre lumină. Greșesc dacă îl numesc un înger urban? Pare la un moment dat în urbanul ăsta, în vâlmășeala asta mare de energie și de vibrație a orașului, apar și îngerii, care de fapt sunt protecția pe care omul o are în tipul ăsta de viteză amețitoare, uh-huh. care e transformarea orașelor în... Ideea este că lucrarea asta, de pildă, are cele trei valențe ale întunericii, care lumină și are parcurs. Are parcurs, adică are o supapă de lumină. Păi uitându-mă și în partea dreaptă, văd că găsim și alți îngeri. Îmi place cum le-a aranjat. Îmi place foarte mult zona aceasta. Ne putem juca și într-un spațiu mic, putem merge și evolua și pe o suprafață foarte mare. Toată această legătură între lumină și întuneric, între divin și pământesc. Iată-ne. Între sacru și profan. Uh-huh. De fapt, este o reiterare și acestui tip de... Între ludic și teluri. Tematică. Aici este o problemă care, sincer să vă spun, a apărut fără să mă gândesc la ea. Este exact ceea ce se întâmplă când se dislocă o parte a corpului uman, pentru că e vorba de... Mental întotdeauna are viteza de a acționa, iar după aceea vine protecția, care este partea divină. Nu știu dacă v-ați uitat vreodată la oamenii când vorbesc, mentalul proiectează înainte, spune vom face, vom crea, vom dezvolta, dar corpul care vine și susține acest mental vine mai încet. Ideea împinge omul în față, asta nu înseamnă că și structura lui spirituală este în același timp acolo. Aha. Vine și susține. Aia aproape deci, ca este vorba de timpul, uh-huh. care practic este imperceptibil între lansarea unei idei, un drum și după aceea înțelepciunea spirituală care vine și susține acest demers. Pentru că ne-a permis acest circuit să începem cu tabloul spre lumină. Aici avem același lucru, numai că îngerul urban este însoțit de o altă ființă. Am și eu acasă două ființe pe care le însoțesc tot timpul, dar te-aș lăsa mai degrabă pe tine să ne vorbești. Sigur este un domn. La lucrarea asta, toate întrebările vin și se... blochează aici. De ce e negru? De ce flanchează acest negru? De ce e negru în fața unei fetițe? De ce acești copii sau fetița care ține de mână pe îngerul care ține de mână fetița au acest negru? Pentru că nu întotdeauna un negru este și finish. Uh-huh. Nu întotdeauna întunericul este și finalitate și
se închide totul, se termină materia, se termină un drum. Dar poate să fie o teamă de necunoscut, adică... Da, o teamă de necunoscut, dar printr-un culoar negru, la capătul lui pot să apară alte și alte dimensiuni. Exact asta este și ideea, pentru că el undeva aici se întrerupe și în partea de sus se deschide o altă posibilitate. Este foarte bine să citim o lucrare pe registre, să vedem mișcarea, să vedem că prin fiecare pas ruptura ne deschide o altă dimensiune. Exact. Și în acest fel nu trebuie să rămânem în primul cadru, de ce este fetița așa, trebuie să vedem pictura ca pe o imagine continuă, ca pe o derulare. Nimic nu este static. Apare ca ceva static, dar trebuie să înțelegem acest film, această mișcare pe care Francesc Ioariu ne-o prezintă.